Să continuăm lucrările de investiție aici. Nu sunt ușoare și nu se fac imediat. Nu sunt ușoare pentru că sunt lucrări complexe, după cum puteți vedea. Pe de o parte, trebuie să ne ducem la corpul navelor care sunt flotante și ele trebuie să le reparăm în așa fel încât să poată să se ridice și să coboare funcție de nivelul apei. Apoi trebuie să intrăm la agregatele de pompare, care înseamnă aici pompe și motoare, și apoi la conductele acestea de refulare, care trebuie să arunce apa în canalele acestea de aducțiune și apoi de aici încolo la canalele de distribuție și după aceea la stațiile de punere sub presiune, în așa fel încât instalațiile de irigat pe care le-ați văzut dumneavoastră să aibă apă și să irige culturile. Tot acest program pe care îl facem este un program aprobat de Parlamentul României prin lege, care înseamnă realizarea celor 2,6 milioane de hectare cu 1,5 miliarde de euro. Această sumă nu e bătută în cuie. În momentul în care constatăm că ne mai trebuie sume pentru a ajunge la obiectivul de 2,6 milioane, Guvernul României are posibilitatea prin lege stipulat ca datorită parlamentarilor care au aprobat acest act normativ, să putem lua sume suplimentare în așa fel încât să ne realizăm obiectivul.